If you stand in front of the Lord of Dumnezeu, să primească Sfânta Dumnezească, să fie viață, să fie noastră, să fie noastră, la cină, la Sfânta Dumnezească. Să mulțumim Bunul Dumnezeu de tot și toate, și să mulțumesc pentru cei care v-au invitat, pentru cuvântul răspunde în văzătură, la o tuturor, și să nu uităm că trecut lucru faceți fratele voastre, cei care, într-adevăr, vă căutați așa frumos de suflet, nu numai în duminici sărbători, să nu uităm că astăzi este o mare, mare, o mare zi, pentru toate credința ta, pentru că și în ortodoxie la tine, resimțim și simțim recomandirea lui Hristos în înălțarea Domnului, care, din păcate, nu pot fi înseamnă această mare sărbătoare. Trebuie de văzut că e drăguța lui Dumnezeu, nu pot să stea într-o tare mare zi de prăzărie, de înseamnătarea Domnului, de Domnului Sărbători. Când suntem în casa lui Dumnezeu, în slujba lui Dumnezeu, în omorbire cu Dumnezeu, viața noastră este altă, trăirea noastră este altă. De aceea, va fi și totodată Sfințele Spiritatoria noastră, dar de-a noastră morală, să fim prezenți în casa Tatălui nostru, nu mai primim sărbători, și când să nu știm nevoia lui, unde un creștin fie de viață, fie care de curs, din părânt, mina fiecare de Dumnezeu. Să ne aducă Dumnezeu tuturor și așa să vă aducă pe care așa de Dumnezeu să fiți mereu în slujba lui Dumnezeu și să nu uităm că trebuie să ne rugăm de Dumnezeu pentru acel sfârșit de credință. Să fim pregătiți, fiindcă viața noastră este într-o încercare continuă. Vine un mult creștin, altă rezistă, când vezi și în suferință, când vezi și în griji, și în cazul. Dacă vom avea credință, și avem credință de Dumnezeu, mult mai ușor să fim lucrări și sfinte. Dacă nu este credință, suntem fără de Dumnezeu în lume, este foarte greu. Ferească Dumnezeu când ești văzut într-o desnădejde. Desnădejdea sunt peste ori, că vine de la Dumnezeu credință. Atunci când ești de Sfânta lui Dumnezeu, îți faci datorie de creștin, cu siguranță, vă mai spun și vă mai spun, viața ta este cu mai frumoasă. Vedeți, frăție voastre, că trebuie să ne rugăm tot mereu de acel sfârșit de Dumnezeu, de acel Mărinitor, deoarece sunt foarte mulți ca și tine care vrea la Domnul, pregătiți. Pregătirea spirituală pentru a da răspuns înaintea lui Dumnezeu este cum trăim în viața ta și cum am trăit până acum. Cât de plăcuți suntem înaintea lui Dumnezeu, cât de mult facem voia lui Dumnezeu, sau cât de puțin facem voia lui Dumnezeu, cât mai mult cumva în Sfânta Dumnezeu. Nimic să ne domine atât timp cât avem pe Dumnezeu.
toate banii vieți, toate gândurile care le avem, toate suferințele, toate încercările, dacă Dumnezeu este viu în viața noastră, în casa noastră, în familia noastră, să ne îndrăznim în bunătatea mea lui Dumnezeu. Dar, totodată, să nu profităm de bunătatea lui Dumnezeu prea mult. Să cerem, dar să știm ce cerem. Fiindcă suntem tentați tot timpul a cere prea mult, ca face nimic. Păgăduim, tot păgăduim, că împlinim, că vom împlini, amânând pocăința, amânând faptele bune, dar să mâine, dar să păgăduim, trece timpul, trece viața noastră, vine o boală grea, care este fără de lac, și te poate servi la pat unde nu s-a mai pot face nici măcar o Sfântă Cruce, nici pragăra, nici canonul, atunci ăsta este sfârșitul necreștinesc. Timp am avut în viața noastră destul să prețuim timpul. Viața fiind contată de la Dumnezeu, să-i mulțumim lui Dumnezeu. De fiecare dată, numai când avem prea mult, sau considerăm că primim prea mult, să facem o cruce aici, pe acolo, să mulțumim Doamne, cum ne-ai dat. Și apoi să ne întoarcem iar la fără de lege și păcate. Lasă că Dumnezeu e bun. Dacă ai de toate, să ai de toate. Așa o zi mai tot timpul. În lume, în viața aceasta, pe toate. Unde de altfel, vrem, suntem doar niște călători. Și cu toți avem un copac scurt de lucru. Voia lui Dumnezeu este, poate e fiecare. Dumnezeu va produce anii vieții noastre. De aceea, și mergând, și lucrând, să implorați mila lui Dumnezeu. Și să nu vă gândiți mai tot timpul că lasă că viața are lucru. Vedeți că de multe ori ne mirăm, minunăm, când auzim că pleacă tine foarte mulți. Foarte multe, în ultima vreme, mă rândesc cu tine. Auzim deseori în lume, în viața aceasta, a noastră părintească. Când părinții spun că de copii, ai cu el o mamă sau o tată, să ne pe la Sfântare de fie. Du-te tu, că ești bătrân, ai păcate, eu sunt tânăr, am timp. Și nu mai ce tineri, să nu dăm vina pe ce tineri. Să dăm vina chiar și pe cei bătrâni care nu mai au acest spirit de credință în Dumnezeu, primul lui Dumnezeu, unde în loc să vină la Sfânta Liturghie, și dumneavoastră ați văzut cum stau în Sfântul Vinii Sărbători pe bănci, sau cu berea mână, sau cu alcool. Și mai întreabă lucrurile să mergi la biserică, să rogă. Vedeți că Satana își face apariția prin oameni. Spuneau în Părinte Stales, cu de mult, am făcut o vizită la mănăstire, fiind și un prieten de noapte. Ai observat cât de bun e Dumnezeu cu noi toți? În trecut, se făceau păcate grele și erau pedepsiți, pur și simplu, câte nenorociri și oameni posedați de Duhul rău, cu toate bune încălzitoare, pentru că aveau o păcate încălzitoare. Acum Dumnezeu lasă pe un liber. Și mai pot fi o lăsată. Dar vine răspunsul de ignorit între noi. Copii preot, copii monar, copii mireac, toți vom da răspuns ce am făcut în viața noastră. Eu v-am spus peste ori, diagnosticul nostru a îmbolnăvirii este total. Nu în sensul rău a cuvântului. Iată că Dumnezeu ne trimite pe o bărbuță
să ne trezim, să ne trezim, să ne aducem aminte că există Dumnezeu și că avem a muri și că avem a da un răspuns. Fiindcă foarte mulți sunt care, am mai spus eu peste ori, nici nu au ajuns să se împărtășească în ceasul morții. Fiindcă ei n-au avut grijă să-și caute de suflet, sărbători n-a avut, Crăciun n-a avut, biserică n-a avut, Paște n-a avut, spovedanie n-a avut, și atunci Satana se încuiază rău de tot în acel grup, în acea familie, încât moare, moare așa precum știți dumneavoastră cine. Și răspunsul tuturor din lângă vecinul lor care a murit un necredincios, fără de Dumnezeu, este altul. Săramului fără lumânare. Oare ce ați spus asta? La nimeni nu spune că omul ăsta nu s-a întâlnit niciodată. Sufletul lui de trăirea viața lui. Se gândește că a murit fără lumânare, săramului. Oare lumânarea este atât de importantă? Ce sfârșitul creștinesc? Cum ne-am pregătit de a pleca la Domnul? Fiindcă fie Dumnezeu viața fiecărui, cât este de neagră și amară. Un om credincios, în care într-un păcat ar nu sunt conștiință. Să vă bucurați când vă mustă conștiință. Înseamnă că Dumnezeu vă rabde și vă așteaptă să vă întoarceți. Când nu ai conștiință, deja ești părăsit de Duhul Sfânt al Dumnezeu. Mustrarea de conștiință te bagă în căință, în părere de rău că ai săvârșit păcat. Când faci păcat cu foarte multă ușurință, atunci te mustră conștiință. Atunci că păcatul se face doar prin întuneric. Când întunericul este aleagă. Sprăcut este păcatul și păcat, dar cât îți trebuie să muncești, să te ridici în păcat. Câte lapte, câte o steneală, câte încercări, câte suferințe. Eu nu știu dacă ești o altă. Să nu fie cum asta. Cea mai grea oară este însă cea să plecească. Cea să plecească și boala psihică. Fiindcă din oameni intelectuali, fără de credință, au ajuns, per Doamne, ce au ajuns. În ce stare sunt? Mai tot timpul regăsim cuvântul depresie. Căzuse depresie la prea multă carte, spunem noi. El s-a pus totuși în iubire de sine, în sine însuși. Înțelepciunea mare El, de la Dumnezeu, aș putea numi nu depresie, ci de strădejde, fiindcă n-am fost niciodată în sârma lui Dumnezeu. Ați văzut dumneavoastră, când avem studenții, când dau un examen, Maica Domnului ajută că spune oameni că duminică, duminică, vă trebuie la biserică. Cum a luat examen, dar ce spate la Maica Domnului la biserică? Noi, mami, părinții, când aveți să trecați, îți părinți la fel. Îți făgădesc Maica Domnului, în cazul că mai bun, mai bun creștin, mai milostiv. Ajută copiii sau altă mâine de cazul pe care le-am. Cu toții facem ce-au făcut. Cei 9 leproși, că au fost 10, dar unul s-a întors să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru darul de bine lăsată asupra lui. Acela era de anumea în cadă. Că așa suntem noi cei dintre 9 leproși, uităm să venim să-i mulțumim lui Dumnezeu. Știm doar bine să cerem. Tot timpul suntem în cerință. Cerem la Dumnezeu, că iarăși mai întors cerem, cerem și nu știm ce cerem. Dacă Dumnezeu este viu și cu credință vie în Dumnezeu, trebuie să te rogi și ajută, Doamne, necredinții mei. Nu fi tot timpul sfințitor. Suntem tot timpul tentați să ne sfințim de păcatele altora. Să vedem păcatele altora, dar noastre să nu le vedem. Nu ne putem suporta să ne amintească cineva
scrisoare. Întâi cum ai făcut de pe cel care îl spune. Dacă vrei să scăpați de